Școlile din sală asigură un grad ridicat de protecție a elevilor în timpul orelor de curs. Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei Zalău, Maria Ghiuruțan, toate școlile din municipiu sunt dotate cu sisteme de alarme antiefracție și cu echipamente video pentru monitorizare, lucru cu atât mai important cu cât este esențial ca elevii să fie în siguranță în timpul orelor de curs. Sistemul de monitorizare video permite supravegherea copiilor și semnalarea în timp real a eventualelor incidente. În acest sens, directorii unităților de învățământ din oraș precizează că gradul de siguranță a elevilor a crescut în mod semnificativ după instalarea sistemului video de supraveghere. Mai mult decât atât, camerele video instalate la intrările în unitățile de învățământ permit identificarea persoanelor străine. Protecția unităților de învățământ este asigurată și de personalul unităților de învățământ, respectiv portari, agenți de pază și profesori de serviciu. Dacă portarii legitimează fiecare persoană străină care intră în unitatea de învățământ, cadrele didactice asigură prin rotație ordinea în timpul pauzelor. Ca o modalitate de responsabilizare a elevilor, fiecare dintre aceștia este prin rotație de serviciu. La fel ca și în cazul cadrelor didactice, elevii de serviciu au ca responsabilitate asigurarea liniștii în timpul pauzelor și semnalarea eventualelor incidente. Totodată, elevul de serviciu notează persoanele străine care au intrat în unitate. Blocarea porților în timpul orelor de curs este o altă măsură menită să asigure protecția elevilor în timpul orelor de curs. În acest context, unitățile școlare sunt preocupate de monitorizarea accesului persoanelor străine în unitățile de învățământ. Astfel, Gheorghe Bancea, directorul școlii gimnaziale Corneliu Coposu, a declarat că școala dispune de spații generoase. Din acest considerent, instituirea unor reglementări speciale ale accesului a fost mai mult decât necesară. Accesul persoanelor străine în unitatea de învățământ se face pe la intrarea principală, fiindcă după ora 8, după ce se sună de intrare dimineață, accesul pe cealaltă căi este blocat, tocmai pentru a oferi o securitate cât mai mare elevilor din perspectiva intrării unor persoane străine care, sigur, sunt nedorite. Școala este monitorizată video, deci avem sisteme de monitorizare video atât în interiorul clădirii cât și în exterior. Totodată, acesta semnalează că proiectul de împrejmuire a curții școlii va contribui la asigurarea protecției elevilor. Până la finalizarea proiectului, directorul nu poate afirma că protecția elevilor este asigurată în totalitate. Cooperarea cu autoritățile locale contribuie la asigurarea unei protecții mai bune a elevilor în școli și licee, după cum explică și Ioana Driha, directorul Liceului Tehnologic Voievodul Gelu. Lucrăm foarte bine în acest sens cu Poliția Municipiului Zalău, cu jandarmii. Noi avem și doi jandarmi care desfășoară activitatea în permanență aici la unitatea noastră. Avem o colaborare excelentă cu comunitatea locală și nu avem evenimente. Cel puțin nu am avut evenimente până la această dată. În ceea ce privește supravegherea Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, conducerea unității a subliniat ca măsură de asigurare a protecției contractarea serviciilor unei firme de pază. Totodată, Carmen Ardelean, directorul instituției, se arată preocupată de tranzitarea curții. Ținând cont de faptul că elevii de la școala Eminescu sunt de multe ori însoțiți de părinți, mai ales cei din ciclu primar, evident e destul de delicată pentru noi această problemă a tranzitului prin școală. Și elevii de la Liceul Ortodox, mulți dintre ei, intră prin curtea noastră principală. Am discutat cu domnul director de la Liceul Ortodox și dumnealui a solicitat firmei de pază o verificare și a elevilor dumnealor, pornind de la uniforma pe care aceștia o poartă și alte însemne specifice liceului. Colegiul Național Silvania se confruntă cu aceleași probleme ale identificării și legitimării persoanelor străine. Astfel, Vasile Bulgăreană, directorul instituției, arată că existența unui cabinet școlar frecventat de elevii mai multor școli îngreunează monitorizarea persoanelor străine. Este greu pentru portar să identifice toți care intră, pentru că este un cabinet medical care deservește mai multe școli și atunci asigur că sub această rezervă că nu reușește să-i cunoască întotdeauna. De asemenea, Vasile Bulgărean adaugă că intrarea liceu este în permanență supravegheată în timpul orelor de curs. Noi avem angajat personal de pază, 3, să zicem, portari. Accesul elevilor se face doar prin o singură intrare unde este portarul vis-a-vis de corpul C, intrarea, iar intrarea personalului
didactic și auxiliar se face pe poarta principală, doar cu cei care au cartelă de acces. Luând în considerare și aspectele auxiliare legate de posibila pătrundere a persoanelor străine în unitățile școlare, este de la sine înțeles că monitorizarea video este vitală pentru asigurarea protecției copiilor.